În ultimii ani, domnul primar Liviu Negoiță a fost cel care regizează perioada sărbătorilor de iarnă, în sensul că întreaga primărie lucrează pentru amenajarea festivă a orașului, o amenajare care an de an se schimbă. Anul acesta este o extindere a zonei de iluminat festiv. Vor fi luminițe în mult mai multe zone decât în anii precedenți. De asemenea, zona centrală va căpăta un aer de sărbătoare începând cu Ziua Națională a României. Luminițele vor fi prezente în oraș până pe data de 15 ianuarie. Am văzut că se fac lucrări chiar și pe podul Sfânta Maria și în alte zone din oraș. Care va fi suprafața pe care o acoperiți cu acestea? Adică nu vă limitați, înțeleg, doar la centrul orașului și atât? Nu, anul acesta, așa cum spuneam, este o extindere în toate cartierele orașului. Vor fi zone frumos iluminate festiv în toate zonele. Dacă anul trecut am avut aproximativ 6 km de străzi iluminate festiv, anul acesta vom avea 9 km. De asemenea, toată zona centrală va conține cupola de care toți cernavodenii sunt acum foarte încântați să o aibă în fiecare an și, bineînțeles, patinoarul gratuit pentru toți copiii orașului. De asemenea, patinoarul se deschide pe data de 1 decembrie și va fi o lună și jumătate pe programul obișnuit, respectiv de la 9 dimineața până la orele 22, iar sâmbătă și duminica până la orele 24, gratuit la dispoziția tuturor celor care iubesc patinajul. Și să știți că am constatat că nu numai copiii și tinerii și adolescenții vin aici, vin și maturii, vin și oameni din oraș care au făcut pasiune pentru acest sport. Este o emulație în rândul cernavodenilor în legătură cu patinatul și am sentimentul că e un sport de iarnă care va prinde din ce în ce mai mult în Cernavod. Avem și anul acesta personaje din povești care vor fi prezente. Avem de asemenea cadouri pentru toți copiii orașului și le vom distribui în perioada respectivă. Sunt personalizate aceste cadouri în funcție de vârsta celor care le merită, pentru că în Cernavodă sunt foarte mulți copii talentați, foarte mulți copii care participă la activități sportive, culturale, chiar la activități de ecologie. Deci avem foarte mulți copii care iubesc orașul și pentru asta merită să fie răsplătiți în perioada sărbătorilor de iarnă. Domnul primar le-a pregătit o surpriză deosebită în acest an și la momentul potrivit o să o vedem cu toți. Cu ocazia Zilei Naționale, cu ocazia Sfântului Nicolae, cu ocazia sărbătorilor de iarnă, de Crăciun și în noaptea de Revelion vom avea spectacole care sunt dedicate tuturor cetățenilor din Cernavod. Îl duceți și legați din balcon. Primăriei? Da, pentru că vântul vine de acolo. De acolo vine. Am înțeles. Și în momentul în care bate instalația fiind destul de grea, o să constatați că tinde să plece în colț. Și atunci să-l ancorați de acolo și de stâlpul acela. Vedeți, aveți un stâlp pe colț, îl ancorați pe acela. Așa, da. Da. Bun. Pentru anul acesta avem pregătit un iluminat festiv frumos. Parcul central va fi amenajat aici în centru împreună cu patinoarul. Deja i-am obișnuit pe cetățeni Cernavodei de ceva timp să amenajăm patinoarul pentru cei mici și nu numai. Bradul de Crăciun și pe străzi. Locațiile, parcurile principale. Deci toate acestea vor fi îmbrăcate în luminile de iarnă. Da, parcul din strada Medgidiei, de la intrarea pe pod, inclusiv podul. Toate acestea vor fi colorate de sărbătoare. Și încercăm să acoperim majoritatea cartierelor.
În ce perioadă sperați să fie toate acestea, știu, iluminatul festiv, de când până când vor fi în oraș? Încercăm să demarăm sărbătorile de iarnă începând cu 1 decembrie, deci vom fi gata la 1 decembrie, iar contractul va fi până pe 15 ianuarie 2020. Iar patinoarul va fi deschis în aceeași perioadă? Aceeași perioadă, da. Va funcționa până pe 15 ianuarie. La cine? Ați Tijan? Vali, Vali, nu? Așa, da. Vali. Și spunea că trebuie 12 metri. Am înțeles. Ei, în condițiile astea să știți că trebuie foarte bine ancorată. Da, da. Pentru că 2016-2017 nu am avut probleme, pentru că a fost bine ancorată. N-a reușit să ne dea vântul jos instalația, dar am avut oarece temeri. Anul trecut am renunțat la ultimul tronson și a fost mai bine. De asta vă spun. Nu e o problemă. Eu vă spun, din punctul meu de vedere, ar trebui să dăm jos ultimul tronson, pentru că suntem în siguranță. Da. Altfel o să trebuiască să o ancorați foarte, foarte bine. Foarte bine, da. Am primit recomandarea de unde să o ancorăm. Vă arăt eu de unde să o ancorați. De copaci aceia, primele două tronsoare. Nu, de copaci. Aveți aici, pe această clădire, aveți pe primărie, aveți în colțul acela, aveți loc, sunt locuri speciale. Uitați, aveți acolo stâlpul de care trebuie să o ancorați, ei sunt deja prevăzuți. Da. Deci, ca să dau primul tronson, trebuie să-l replasez în locul penultimului, deoarece el are o flanșă deasupra de care mă ancorez cu celelalte ancore către laterale. Pentru siguranță. Acum da, dumneavoastră, dacă reușiți să o ancorați, dar pentru siguranță este mai bine așa. Da, da, da. Ok? Da, zic, în cazul în care îl dau pe ultimul jos, trebuie să-l pun în locul celui penultimului. Da? Vedeți că penultimul și ultimul nu sunt egale. Penultimul e mai înalt. E mai puțin. Ultimul e mai scurt. Da, da. Asta a fost ideea. Da, și s-ar putea să iasă foarte scurt, așa, să fie... Am înțeles. Nu știu, să verificăm, să vedem înălțimea maximă. Da, 8 metri cei de pe lateral, 12 metri acela, dar după părerea mea, cred că e mai mult. 12 metri, ar fi acela, da.